Când corpul acționează spontan, asta se numește instinct. Când sufletul acționează spontan, asta se numește intuiție. Ele seamănă și totuși sunt departe una de cealaltă. Instinctul e al corpului, grosierul, iar intuiția e a sufletului, subtilul. Iar între cele două se află mintea, expertul, care nu funcționează niciodată spontan. Mintea înseamnă cunoaștere. Cunoașterea nu poate fi niciodată spontană. Instinctul este mai jos decât intelectul. Intuiția este superioară intelectului. Amândouă sunt dincolo de intelect și amândouă sunt bune. Intuiția nu poate fi explicată științific, pentru că însuși fenomenul este neștiințific și irațional. Însuși fenomenul intuiției este irațional. În vorbire, pare în ordine să întrebi: poate fi intuiția explicată? Dar asta înseamnă: poate fi redusă intuiția la intelect? Iar intuiția este ceva dincolo de intelect, ceva ce nu aparține intelectului, ceva ce vine dintr-un loc total necunoscut intelectului. Așa că intelectul o poate simți, dar nu o poate explica. Saltul intuiției poate fi simțit, pentru că există o diferențiere. Intuiția poate fi simțită de intelect. Poți să bagi de seamă că s-a întâmplat ceva, dar nu poate fi explicată, pentru că explicarea are nevoie de cauzalitate. Explicarea înseamnă să răspunzi la întrebările de unde vine, de ce vine, care e cauza. Iar intuiția vine din altă parte, nu din intelect, așa că există o cauză intelectuală. Nu există niciun motiv, nicio legătură, nicio continuitate în cadrul intelectului. Intuiția este cu totul alt gen de întâmplare, care nu are nicio legătură cu intelectul, deși poate penetra intelectul. Trebuie înțeles că o realitate superioară poate penetra o realitate inferioară, dar nu și invers. Așa că intuiția poate penetra intelectul, pentru că ea este superioară, pe când intelectul nu poate penetra intuiția, întrucât este inferior. Este exact cum mintea poate pătrunde corpul, dar corpul nu poate pătrunde mintea. Ființa poate penetra mintea, dar mintea nu poate penetra ființa. De asta, dacă vrei să intri în esență, trebuie să te separi atât de corp, cât și de minte. Ele nu pot pătrunde un fenomen superior. Când intri într-o realitate superioară, trebuie să te desparți de lumea inferioară a întâmplărilor. Superiorul nu poate fi explicat în cadrul inferiorului, pentru că înșiși termenii explicării nu există acolo, ei sunt lipsiți de înțeles. Dar intelectul poate simți golul. El poate ajunge să simtă că s-a întâmplat ceva care îl depășește. Și chiar dacă nu mai atât poate face, face destul. Însă intelectul poate să și respingă ce s-a întâmplat. Asta se înțelege prin a avea credință și a nu avea credință. Dacă tu consideri că ceea ce nu poate fi explicat de intelect nu există, atunci ești necredincios. Atunci continui să rămâi în această existență inferioară a intelectului, priponit în ea. Atunci respingi misterul, atunci nu-i permiți intuiției să-ți vorbească. Ăsta este un raționalist. Raționalistul nici măcar nu vrea să vadă că a venit ceva din lumea de dincolo. El nu vrea să admită superiorul, îl neagă, spune: nu se poate, trebuie că devine imaginația mea, trebuie că visez. Atâta timp cât nu-l pot dovedi rațional, nu-l accept. O minte rațională devine închisă, închisă în granițele rațiunii și intuiția nu poate pătrunde. Dar poți folosi intelectul fără a fi închis.
atunci folosești rațiunea ca pe un instrument și rămâi deschis. Ești receptiv la superior. Dacă vine ceva, ești receptiv. Atunci te poți ajuta de intelect. El bagă de seamă că s-a întâmplat ceva care mă depășește. Te poate ajuta să înțelegi această diferențiere. În afară de asta, intelectul poate fi folosit pentru exprimare, nu pentru explicare, ci pentru exprimare. Un Buddha nu explică nimic. El este expresiv, dar non-explicativ. Toate Upanishadele sunt expresive, fără a da vreo explicație. Ele spun: asta e așa, asta e astfel, asta s-a întâmplat. Dacă vrei, intră, nu sta afară. Nicio explicație nu e posibilă din interior în afară, așa că intră, inițiază-te. Chiar dacă intri, lucrurile nu-ți vor fi explicate, vei ajunge să le cunoști și să le simți. Intelectul poate încerca să înțeleagă, dar va da greș. Superiorul nu poate fi redus la inferior. Intuiția călătorește fără vreun vehicul. De asta este un salt, o săritură. Este un salt de la un punct la altul, fără nicio legătură între ele. Dacă eu vin la tine pas cu pas, ăsta nu e un salt. Numai dacă vin la tine fără să fac vreun pas, e un salt. Iar saltul adevărat este și mai profund. Asta înseamnă că există ceva în punctul A, iar apoi există în punctul B, fără existență între cele două. Ăsta e saltul adevărat. Intuiția e un salt. Nu e ceva care vine la tine în pași, e ceva care ți se întâmplă, nu care vine la tine, ceva care ți se întâmplă fără să aibă undeva o cauzalitate, o sursă. Întâmplarea asta subită înseamnă intuiție. Dacă n-ar fi subită, dacă n-ar fi total subtă de ceea ce se petrecea înainte, atunci rațiunea ar descoperi calea. Ar lua ceva timp, dar ar fi posibil. Rațiunea ar fi capabilă să o cunoască și să o înțeleagă și să o controleze. Și atunci s-ar putea pune la punct un instrument, exact cum e radioul sau televizorul, care să recepționeze intuiția. Dacă intuiția ar veni prin raze sau unde, am putea fabrica un instrument pentru a le capta. Însă niciun instrument nu poate capta intuiția, pentru că nu e un fenomen ondulatoriu. Nu e deloc un fenomen, este doar un salt de la nimic la existență. Exact asta înseamnă intuiția, de asta rațiunea o neagă. Rațiunea o neagă din cauza că e incapabilă să o întâlnească. Rațiunea poate întâlni numai fenomenele care pot fi împărțite în cauză și efect. Conform rațiunii, există două domenii de existență, cunoscutul și necunoscutul. Iar necunoscutul înseamnă ceea ce nu se cunoaște încă, dar se va cunoaște într-o bună zi. Dar misticismul spune că există trei domenii: cunoscutul, necunoscutul și incognoscibilul. Prin incognoscibil, misticii înțeleg ceea ce nu poate fi niciodată cunoscut. Intelectul are treabă cu cunoscutul și necunoscutul, nu cu incognoscibilul. Iar intuiția lucrează cu incognoscibilul, cu ceea ce nu poate fi cunoscut. Nu e doar o problemă de timp până va fi cunoscut, calitatea lui intrisecă este incognoscibilitatea. Nu e vorba că instrumentele tale nu sunt destul de fine, sau logica ta nu e la zi, sau matematica ta nu e suficient de avansată, nu asta e problema. Calitatea intrinsecă a incognoscibilului este incognoscibilitatea. El va exista întotdeauna ca incognoscibil. Acesta este domeniul intuiției.
Când ceva vine din incognoscibil în cunoscut, este un salt. Nu există nicio legătură, nicio trecere, nu se merge de la un punct la altul. Însă lucrul ăsta pare de neconceput, așa că atunci când spun că poți să-l simți, dar nu poți să-l înțelegi, știu foarte bine că vorbesc prostii. Prostii înseamnă numai ceea ce nu poate fi înțeles prin simțurile noastre. Iar mintea e un simț, cel mai subtil. Intuiția este posibilă pentru că incognoscibilul există. Știința neagă existența divinității pentru că spune: există o singură divizare, cunoscutul și necunoscutul. Dacă există vreun Dumnezeu, îl vom descoperi prin metode de laborator. Dacă există, știința îl va descoperi. Pe partea cealaltă, misticul spune: indiferent ce faci, ceva din însăși baza existenței va rămâne incognoscibil, un mister. Iar dacă misticii n-au dreptate, atunci eu cred că știința o să distrugă tot înțelesul vieții. Nu o să mai existe mister, tot sensul vieții va fi distrus, toată frumusețea vieții va fi distrusă. Incognoscibilul este frumusețea, sensul, aspirația, țelul. Datorită incognoscibilului, viața are sens, înseamnă ceva. Când totul e cunoscut, totul e monoton. Ne săturăm, ne plictisim. Secretul existenței bogate este incognoscibilul, el e însăși viața. Rațiunea este efortul de a cunoaște necunoscutul, iar intuiția este producerea incognoscibilului. Incognoscibilul poate fi pătruns, dar nu poate fi explicat. Simțirea incognoscibilului este posibilă, explicarea nu. Cu cât mai mult încerci să-l explici, cu atât mai închis devii, așa că nu încerca. Lasă rațiunea să lucreze în domeniul ei, dar amintește-ți continuu că există domenii mai adânci, care nu pot fi înțelese. Există motive superioare pe care rațiunea e incapabilă să le conceapă. Individualitatea poate fi împărțită, însă asta numai în scopul de a o înțelege, altfel nu există divizare. Ea este o singură unitate, un tot. Acest întreg cuprinde capul, inima și ființa. Intelectul este o funcție a capului, instinctul este o funcție a corpului, iar intuiția este o funcție a inimii. Iar dincolo de acestea trei este ființa, a cărei singură calitate este cea de martor. Capul nu face decât să gândească, de asta nu ajunge niciodată la vreo concluzie. Funcția lui e verbală, lingvistică, logică, dar întrucât nu are rădăcini în realitate, mii de ani de gândire filozofică nu ne-a oferit o singură concluzie. Filozofia este cel mai mare exercițiu al inutilității. Intelectul se pricepe foarte bine la a născoci întrebări și apoi la a găsi răspunsuri, iar apoi, din aceste răspunsuri, creează alte întrebări și alte răspunsuri. El poate crea munți de vorbe, sisteme de teorii, dar toate astea sunt vorbărie goală. Corpul nu se poate baza pe intelect, deoarece corpul trebuie să trăiască. De asta toate funcțiile corpului se află în mâinile instinctului, de exemplu respirația, bătăile inimii, digestia hranei, circulația sângelui. În cap au loc o mie și una de procese în care tu n-ai niciun rol. Și e bine că natura i-a dat corpului propria sa înțelepciune. Astfel, dacă intelectul ar trebui să aibă grijă de corp, viața ar fi imposibilă. Pentru că, uneori, s-ar putea să uiți să respiri, cel puțin noaptea, cum să ții minte să respiri în timp ce dormi?
Ești deja frământat de atâtea gânduri, ești deja derutat. În această, cine să mai aibă grijă de circulația sângelui? Cine să mai aprecieze dacă la celule mai ajunge sau nu cantitatea de sânge corespunzătoare? Dacă mâncarea pe care o mănânci este descompusă în constituentele ei de bază, iar acele constituente de bază sunt trimise acolo unde e nevoie de ele. Iar toată această muncă fantastică este făcută de instinct. Nu e nevoie de tine. Poți să fii în comă, de exemplu, dar corpul tău va continua să lucreze. Natura a lăsat pe seama instinctului toate funcțiunile de bază ale corpului, tot ce face ca viața să aibă sens. Căci doar a exista, a supraviețui, nu are niciun sens. Din intuiție răsar arta, estetica, iubirea, prietenia, creativitatea de toate tipurile este intuitivă. Dar piața nu are nevoie de intuiția ta. Piața nu are de-a face cu iubirea, cu sensibilitățile tale, ea se ocupă cu lucruri foarte concrete, pământești. Pentru asta funcționează intelectul, care este partea cea mai superficială. Matematica, geografia, istoria, chimia, toate științele și întreaga tehnologie sunt rodul intelectului. Logica și geometria sunt folositoare, dar intelectul este orb. El pur și simplu continuă să creeze tot felul de lucruri, însă nu știe dacă ele sunt folositoare în scopul distrugerii sau creației. Războiul nuclear va fi un război creat de intelect. Intelectul are utilitatea sa, dar din nefericire a devenit stăpân pe toată ființa ta. Lucrul ăsta a creat mari necazuri în lume. Stăpânul e ascuns în spatele acestor trei componente care formează ființa ta, corp, minte, inimă. Dar tu nu mergi niciodată spre interior, toate drumurile tale duc în afară, toate simțurile tale se îndreaptă spre exterior. Toate realizările tale sunt exterioare. Intelectul este util în lume și toate sistemele educaționale sunt tehnici de a evita inima și a duce energia direct la cap. Inima poate să-i creeze necazuri corpului, căci inima nu știe nimic despre logică. Inima funcționează dintr-un centru total diferit, iar acesta este intuiția. Inima cunoaște iubirea, dar iubirea nu este o marfă de vreun folos în lume. Ea cunoaște frumusețea, dar ce faci cu frumusețea la piață? Oamenii de artă, a căror sensibilitate răsare din inimă, pictorii, poeții, muzicienii, dansatorii, actorii, sunt cei iraționali. Ei sunt creatori de mari frumuseți, dar total neadecvați într-o societate rânduită de cap. Societatea îi consideră pe artiști aproape niște paria, puțin nebuni, un gen de oameni săriți de pe fix. Nimeni nu vrea ca odrazla lui să se facă muzician sau pictor sau dansator. Toți vor ca fiii sau fiicele lor să fie doctori, ingineri, economiști, oameni de știință, pentru că aceste profesii rentează. Pictura, poezia, dansul sunt periculoase, riscante, pentru cel care le practică ar putea sfârși ca cerșetor pe stradă, cântând la flaut. Inima este negată. Și e util să ne amintim că negarea inimii este negarea femeii. Și până când inima nu e acceptată, femeia nu poate fi acceptată. Și până când inima nu are aceleași oportunități de dezvoltare ca ale capului, femeia nu poate cunoaște eliberarea. Femeia este inima, iar bărbatul este capul. Distinția este clară. Natura a luat instinctul în propriile mâini.
și ori de câte ori ești în opoziție cu instinctul, apar perversiunile. Toate religiile fac asta, fiecare religie se amestecă în treburile corpului, iar corpul este total nevinovat, el n-a făcut niciodată ceva rău. Dacă îți accepți corpul în toată naturalețea lui, el te va ajuta fantastic. Îți va ajuta inima, ți-o va hrăni. Îți va ajuta inteligența să devină mai ascuțită, pentru că hrana intelectului vine din corp, hrana inimii vine din corp. Iar dacă inima, capul și corpul sunt în armonie, atunci găsirea ființei este cel mai ușor lucru din lume. Însă din cauza că ele sunt în conflict, toată viața ta continuă să fie irosită în acel conflict. Conflictul dintre instinct, intelect și intuiție. Persoana înțeleaptă este cea care creează armonie între cap, inimă și corp. Această armonie duce la dezvăluirea sursei vieții, iar acesta este cel mai mare extaz cu putință. Eu nu mă opun la nimic, eu sunt doar împotriva lipsei de armonie și întrucât capul tău creează cea mai discordantă situație, vreau ca el să fie pus la locul lui. El este servitor, nu stăpân. Ca servitor, este de mare ajutor. Un lăptar din Dublin a terminat de distribui laptele, așa că intră într-o cârciumă să bea ceva, lăsându-și calul și căruța în stradă. După o oră, iese din cârciumă și își găsește calul vopsit în verde aprins. Foarte supărat, se întoarce în cârciumă și întreabă: care din voi mi-a vopsit calul în verde? Un uriaș islandez, la vreo 2 metri, s-a ridicat și, aplecându-se amenințător asupra lui, a spus: eu, ai ceva de spus? Lăptarul a rânjit forța și a răspuns: am vrut doar să-ți spun că primul strat s-a uscat. Intelectul este de folos. Există situații în care ai nevoie de intelect, dar numai ca servitor, nu ca stăpân. Ai un trecut și ai un prezent și ai un viitor. Instinctul este ceea ce aparține instinctului tău animalic. El e foarte vechi, foarte solid, este moștenirea a milioane de ani. Și când spun animalic, nu spun în sens peiorativ. Preoții de toate religiile au asociat cuvântul animalic cu unele condamnări, însă eu nu fac decât să afirm o stare de fapt, fără nimic condamnabil. Trecutul nostru a fost un trecut animalic. Noi am trecut prin tot felul de animale, evoluția noastră a fost de la pește la om, trecând prin toate speciile de animale. Pentru a ajunge la stadiul de om, am parcurs un drum foarte, foarte lung. Intelectul este omenesc, el este prezentul nostru. Așa funcționăm noi, prin intelect. Oriunde am merge în lume, toate științele, toate afacerile, toate profesiile, politica, religia, filozofia, toate se bazează pe intelect. Intelectul este uman. Instinctul este aproape infailibil pentru că este foarte vechi, foarte copt, foarte matur. Când ochii tăi clipesc, tu faci asta? Nu, ei o fac singuri, ăsta e instinctul. Inima ta bate, inspiri și expiri. Aceste lucruri esențiale ale vieții nu sunt de competența intelectului. Ele se află în mâinile instinctului, pentru că instinctul este infailibil. El nu uită niciodată să respire, niciodată nu uită nimic. Intelectul este foarte supus greșelii, pentru că este foarte nou, o achiziție recentă.
El încă bâșbâie în întuneric, încercând să afle ce și unde e. Și pentru că el nu are rădăcini în experiență, înlocuiește experiența cu credințe, filozofii, ideologii. Ele devin focarul intelectului. Însă ele toate sunt supuse greșelii, pentru că sunt făcute de om, fabricate de niște oameni deștepți. Și ele nu sunt aplicabile în toate situațiile. Pot să fie bune într-o situație, iar în alta nu. Dar intelectul este orb, el nu știe cum să trateze cu noul. El dă întotdeauna răspunsuri vechi la întrebări noi. 4 și Sin stau de vorbă la o masă vis-a-vis de bordelul din Dublin, discutând despre virtuțile credinței catolice. Deodată, Gideon Greenberg, rabinul local, se apropie de ușă, se uită în stânga și în dreapta, apoi urcă grăbit treptele. Ai văzut?" spune râzând în hohote Paddy. Mă bucur că sunt catolic." După 10 minute, de ușă se apropie preotul anglican, se uită repede în jur, apoi țâșnește pe scări în sus. Alt ipocrit, râde Paddy, slavă Domnului că sunt catolic. După alte câteva minute, Sin îl înghiontește pe Paddy și spune: Hei, omule, privește! Vine încoace părintele O'Murphy. Cei doi privesc înmărmuriți cum preotul catolic dispare pe ușa bordelului. Brusc, Paddy sare în picioare, își face cruce și strigă la Sin: Unde ți-e respectul? Ridică-te și scoate spălăria! Trebuie că în casa aia a murit cineva. Intelectul trăiește prin prejudecăți, el nu e niciodată corect. Prin însăși natura lui nu poate fi corect, întrucât nu are experiență. Instinctul este întotdeauna corect, el îți arată exact calea firească, calea relaxată și calea pe care o urmează universul. Dar, în mod ciudat, toate religiile condamnă instinctul și prețuiesc intelectul. Firește, dacă toată lumea și-ar urma instinctul, n-ar mai fi nevoie de religie, n-ar mai fi nevoie de Dumnezeu, n-ar mai fi nevoie de preoți. Animalele n-au nevoie de Dumnezeu și ele sunt pe deplin fericite. Eu nu văd că ele duc lipsa lui Dumnezeu. Niciun animal, nici o pasăre, nici un copac nu duce lipsa lui Dumnezeu. Ele se bucură toate de viață, în deplina ei frumusețe și simplitate, fără teamă de iad, fără foame de rai, fără diferențe filozofice. Nu există lei catolici, nu există lei protestanți sau hinduși. Trebuie că întreaga existență râde de om, de ce se întâmplă cu ființele omenești? Dacă păsările pot să trăiască fără religii, și biserici, și temple, și moschee, omul de ce nu poate? Păsările n-au dus niciodată războaie religioase, nici animalele, nici copacii. Dar tu ești mahomedan, iar eu sunt hindus și noi nu putem coexista. Fie te convertești la religia mea, fie o pățești, te trimit imediat pe lumea cealaltă. Dacă instinctul ar fi prețuit, aceste religii și-ar pierde orice rațiune de a exista, de aceea ele prețuiesc intelectul. Iar al treilea lucru, care este viitorul, este intuiția. Așa că aceste trei cuvinte trebuie bine înțelese. Instinctul este fizic, este trecutul tău, bazat pe experiența a milioane de ani, infailibil, el nu greșește niciodată și face în tine minuni de care nici măcar nu ești conștient. Cum se transformă mâncarea în sânge? Cum continui să respiri chiar și atunci când dormi? Cum separă corpul oxigenul de azot? Cum continuă să primească fiecare parte a corpului tău,
ceea ce are nevoie. De cât oxigen e nevoie în cap pentru ca mintea să funcționeze? Cine stabilește cantitatea și cine o asigură? De toate acestea se ocupă instinctul. Savanții spun că noi nici nu suntem în stare să facem ceea ce face instinctul pentru om. Și instinctul face atâtea minuni într-un corp mic. Dacă într-o bună zi știința ar vrea să facă munca unui singur corp omenesc, ar fi nevoie de o uzină de cel puțin 2,5 km pătrați. O mașinărie fantastică. Și totuși, ea nu va fi infailibilă. Mașinăria se poate strica, se poate opri, curentul se poate întrerupe. Dar timp de 70 de ani continuu, sau chiar 100 pentru câțiva oameni, instinctul funcționează perfect. Curentul nu se întrerupe niciodată, nu se comite nicio greșeală, totul merge conform planului, iar planul se află în fiecare celulă din corp. În ziua în care vom putea citi codul celulelor umane, vom fi în stare să prezicem totul despre un copil, chiar și înainte de a se naște, chiar înainte de a fi în uterul mamei. Celulele părinților au un program care conține vârsta, inteligența, sănătatea copilului, ce fel de boli va avea, talentele, geniul, întregul lui destin. La celălalt pol al ființei, dincolo de minte, care este lumea intelectului, se află lumea intuiției. Intuiția își deschide ușile prin meditație. Meditația este pur și simplu o bătaie în ușa intuiției. Ea nu se dezvoltă și ea se moștenește de la existență. Intuiția este conștiința ta, ființa ta. Intelectul este mintea, instinctul este corpul și exact așa cum instinctul funcționează perfect în folosul corpului, intuiția funcționează perfect în ceea ce privește conștiința. Între acestea două se află intelectul, un pot ce trebuie trecut. Însă există mulți oameni, multe milioane de oameni, care nu trec niciodată podul. Ei stau pur și simplu pe pod, crezând că au ajuns acasă. Casa este pe țărmul îndepărtat, dincolo de pod. Podul unește instinctul cu intuiția. Dar totul depinde de tine. Dacă începi să-ți faci o casă pe pod, ai luat o raznă. Intelectul nu este casa. El este un instrument foarte mic, care trebuie folosit pentru a trece de la instinct la intuiție. Așa că, numai cel care își folosește intelectul pentru a ajunge dincolo, poate fi numit inteligent. Intuiția este o existențială. Instinctul este natural. Intelectul este doar bășbăitul în întuneric. Cu cât treci mai repede dincolo de intelect, cu atât mai bine. Intelectul poate fi o barieră pentru cei care cred că dincolo de el nu e nimic. Intelectul poate fi un culoar frumos pentru cei care gândesc că dincolo de el se află cu siguranță ceva. Știința s-a oprit la intelect, de asta nu înțelege nimic despre conștiință. Intelectul fără intuiție atrează este unul dintre cele mai primejdioase lucruri din lume. Și noi trăim expuși pericolelor intelectului, pentru că intelectul i-a dat științei o putere uriașă. Dar puterea se află în mâinile copiilor, nu în mâinile oamenilor înțelepți. Intuiția îl face pe om înțelept, fie că se numește iluminare, fie că se numește deșteptare, e tot înțelepciune, diferă doar numele. Numai în mâinile înțelepciunii, intelectul poate servi ca minunat servitor. Iar intuiția și instinctul funcționează perfect împreună, una la nivel spiritual, cealaltă la nivel fizic.
Toată problema omenirii este că rămâne fixată în mijloc, în minte, în intelect. De asta este atâta nefericire, atâta neliniște, atâta chin și tot felul de tensiuni pentru care nu se întrezărește nicio soluție. Intelectul face din toate o problemă și nu știe nicio soluție. Instinctul nu creează niciodată vreo problemă și nu are nevoie de soluții. El funcționează pur și simplu natural. Intuiția este soluția pură, ea nu are probleme. Intelectul e numai probleme, el nu are soluții. Dacă înțelegi bine deosebirea, este simplu. Fără instinct ești mort, iar fără intuiție viața nu are sens. Te târăști de azi pe mâine, fără rost, vegetezi, pur și simplu. Intuiția conferă sens, splendoare, bucurie, binecuvântare. Intuiția își oferă secretele existenței. Îți aduce o liniște fantastică, seninătate, lucruri care nu pot fi tulburate și nu ți se pot lua. Atunci când instinctul și intuiția funcționează împreună, intelectul poate fi folosit în scopuri bune. Astfel, există numai mijloace, dar nu și scopuri. Intelectul habar n-are de scopuri. Asta a dus la situația de azi din lume. Știința continuă să producă lucruri, dar nu știe de ce. Politicienii continuă să folosească acele lucruri, neștiind că ele sunt destructive, că ele pregătesc o sinucidere la nivel global. Lumea are nevoie de o rebeliune fantastică care să o ducă dincolo de intelect în liniștea intuiției. Însuși cuvântul intuiție trebuie înțeles. Cuvântul tuition se cunoaște. Uition vine din afară, cineva te învață, tutorele. Intuiția este ceva care răsare în ființa ta, este potențialul tău, de asta se numește intuiție. Înțelepciunea nu e niciodată împrumutată, iar ceea ce este împrumutat nu e niciodată înțelepciune. Până nu ai propria înțelepciune, propria viziune, propria claritate, până nu vezi cu ochii tăi, n-ai să fii în stare să înțelegi misterul existenței. În ceea ce mă privește, eu sunt absolut în favoarea instinctului. Nu-l deranja. Fiecare religie te învață să-l deranjezi. Ce este postul dacă nu deranjarea instinctului? Corpul tău e flămând și cere mâncare, iar tu îl înfomentezi din rațiuni spirituale. Un soi ciudat de spiritualitate îți posedă ființa. Lucrul ăsta ar trebui numit pur și simplu stupiditate, nu spiritualitate. Instinctul își cere apă, îi este sete, corpul are nevoie de apă. Dar religia ta, jainismul, nu lasă pe nimeni să bea apă nici măcar noaptea. În ceea ce privește corpul, se poate ca lui să-i fie sete, mai ales vara într-o țară caldă ca India. Iar jainismul există numai în India. În copilărie, mă simțeam foarte vinovat din cauza că trebuia să fur apă noaptea. Nu puteam să dorm fără să beau apă, cel puțin o dată pe noapte în verile fierbinți, dar simțeam că făceam ceva ce nu trebuia, că făceam un păcat. Oamenilor li se impun idei ciudate și prostești. Eu sunt în favoarea instinctului, iar unul dintre secretele pe care vreau să ți le dezvălui este acesta. Dacă ești total în favoarea instinctului, îți va fi foarte ușor să găsești calea spre intuiție. Pentru că ambele sunt la fel, cu toate că funcționează la niveluri diferite, una funcționează la nivel spiritual, celălalt funcționează la nivel material. Acceptându-ți viața instinctivă cu bucurie,
fără vreun sentiment de vinovăție, vei putea să deschizi ușile intuiției, pentru că instinctul și intuiția nu sunt diferite, doar planurile lor sunt diferite. Și așa cum funcționează instinctul, frumos, pe tăcute, fără niciun zgomot, la fel funcționează intuiția, ba și mai frumos, mai liniște. Intelectul este o turbulență. Dar depinde de noi dacă facem din el o turbulență sau o piatră de pus piciorului. Când dai de o piatră pe stradă, fie o consideri un obstacol, fie o folosești ca o piatră pe care să pui piciorul pentru a urca pe un plan mai înalt. Însă masele se află sub controlul religiilor care le învață. Folosiți-vă intelectul ca forță represivă împotriva instinctului. Ele se implică în lupta cu instinctul și uită de tot de intuiție. Își folosesc toată energia în lupta cu propria lor forță de viață. Un călugăr jainist trebuie să rămână gol tot timpul anului, chiar și în lunile de iarnă, chiar și în nopțile ei. Zi sau noapte, el nu se poate acoperi cu nimic, nu își poate înveli corpul cu o pătură sau cu o rogojină. Cu cât postește mai mult, 30, 40 de zile, cu atât devine un sfânt mai mare în ochii acelui gen de oameni condiționați. Asta înseamnă lupta împotriva corpului. Asta înseamnă lupta corpului și a materialului, asta e victoria spiritului asupra corpului. În toate religiile este aceeași situație, cu superstiții diferite. Ele întorc energia intelectului împotriva instinctului, iar asta distruge toate posibilitățile de deschidere a florii intuiției. Intuiția este trandafirul mistic care te va conduce la extazul suprem și la viața nemuritoare. Dar oamenii par să fie în întregime în mâinile trecutului mort. Ei continuă să facă tot ce le-au spus vechile scripturi, fără să ia măcar în considerare toată știința omului. Instinctul trebuie lăsat să curgă liber. Pentru niciun motiv nu trebuie deranjat de intelect. Iar intelectul trebuie folosit ca o deschidere pentru intuiție. El trebuie doar să facă loc intuiției să pună stăpânire pe viața ta. Atunci viața ta e o viață de lumină. Ea devine o sărbătoare continuă.